Astăzi, peste 35 de specialiști din Sibiu au montat protecția pentru parchetul din sala polivalentă și au început asamblarea scenei. Partea de jos, după cum vedeți, am făcut decupaje în podium pentru a băga anumite monitoare, iar cele cu negru sunt grinzile care totul va veni suspendat sus, undeva la 12-14 metri înălțime, plus punctele de sunet. Adică peste tot unde avem cu galben o să fie totul suspendat. Nu. După cum puteți vedea și noastră pe schiță, cam așa veni amplasamentul tehnic. Scena pe care vor evolua cei 12 artiști participanți la selecția națională Eurovision este una dintre cele mai mari din țară și a fost special concepută și adaptată la condițiile sălii și la cerințele show-ului. Aproape 300 de metri pătrați de LED vor lumina sala polivalentă din Craiova, iar sistemul de sunet va fi unul unic în sud-estul Europei. Am început cu baza, cu podina, efectiv, schelărie, o să ne apucăm mâine de mai multe lucruri. Astăzi fizic, măsurători, anumite chestii. Este o scenă specială adaptată și pentru sală și pentru Eurovision. Da, așa a fost gândită și așa a fost proiectată, special pentru acest eveniment. Total, cu ce o să fie, cu operator sunet, operator lumini, cam 100-120 de persoane. Muncă fizică se împarte fiecare pe categorii, pe departamente.